Am primit alaltăieri un mesaj pe Instagram de la un tip pasionat de fitness, deci urmărește și creatorul de conținut din nișa asta, mesaj care m-a făcut să-mi crească disprețul și mai mult față de industria asta de conținut românesc. În spatele căreia sunt influencerii, vloggerii, creatorii de conținut din online, pentru că e mai falsă chiar și decât râsul ăsta. Înainte să vă arăt această mârlănie parșivă, tristă și amuzantă pe alocuri, pe care am văzut-o eu alaltăieri, vreau să vă zic câteva chestii, pe bune, fără hi-hi-hi, fără ha-ha-ha, de la un om care a fost gras, dar cu multă muncă și dedicare a reușit să iasă din colivia aia mentală a grașilor, și anume aia că ei nu pot să slăbească, că n-au tărie de caracter și motivație, până la urmă mi-am dat seama că nu e cea mai importantă motivația, ci rutina. Și apreciez oamenii care vor să slăbească și care chiar se țin de treabă, pentru că am fost și eu acolo și știu cum e de ajunsesem la 112 kg, iar asta într-un timp foarte scurt. Doar imaginați-vă că toată viața am fost foarte slab, iar după am fost foarte gras. Și pozele pe care le vedeți sunt făcute la vreun an și ceva distanță. Iar în 2 ani și ceva am slăbit de la 112 kg până la 78, cu mult cardio, fel și fel de diete și sală. Dar am luat recent o pauză mai lungă de vreo jumătate de an, în care am pus iar 17 kg. Și de la începutul lunii iar m-am apucat de treabă și știu că e o grămadă de muncă în spate și o călătorie lungă în care trebuie să fii constant, că altfel o să te pierzi iar în kilograme, cum am pierdut eu. Și vă recomand să nu vă opriți din călătoria asta și să nu vă lăsați descurajați de rezultatele altora, mai ales că pot fi false, ca și în cazul de față. Dacă tot am zis ce apreciez, hai să vă zic ce nu apreciez, și anume oamenii care vor să-i păcălească pe alți oameni, profitând de naivitatea și de pe urma lor, că ei au slăbit într-o lună 20 de kilograme, deși nu e deloc sănătos. Și chiar nu e, și îmi pare aproape imposibil să dai 20 de kilograme, chid că luăm în calcul și surplusul pe care îl dai foarte repede la început, și mai ales dacă e să ne referim la un om de greutatea lui Ghidush, că uite ce bun e antrenorul meu personal, că ia uite ce rezultate mi-a adus. Pentru că indivizii ăștia vând niște iluzii unor oameni care chiar vor să facă treabă și să-și intre în formă. Și iluziile astea duc în cele mai multe cazuri la dezamăgire și la lăsat altă treaba, că unii oameni când văd că alții slăbesc de 5 ori mai mult decât ei, deși ar face cam același efort, nu înțeleg cum de se întâmplă asta și se descurajează. Și despre asta este clipul de azi. Mi-a trimis un băiat care, culmea, are un prieten care este antrenor de fitness, tot așa, în vecinătatea uneia dintre personajele principale de azi, și anume Nicolas, un mesaj că bro, nu o să-ți vină să crezi cu minte așa de pe YouTube, de păcălesc oamenii pe față. Și strâng evident de pe urma micinilor clienți. Și aiurea când tu încerci să fii mai cinstit, să le zici oamenilor cu aproximare cam câte kilograme pot da jos într-o lună, că trebuie să fii implicat și trebuie multă dedicare, iar altul face clipuri în care arată cum i-a făcut un plan alimentar și un plan de exerciții unui client de a slăbite la 20 de kilograme într-o lună. Pentru că ce să vezi, clienții îl vor alege pe cel cu rezultatele astea impresionante, deși sunt false. Da, alaltăieri Ghidush și Nicolas au arătat un obicei scârbos pe care erau vloggerii și influencerii în general, și anume acela de a trage colectivul în jos și de a-și păcăli și de a-și minți comunitățile. În cazul de față au încercat să-și mintă urmăritorii comuni că Ghidush a slăbit 20 de kilograme într-o lună, meritele mergând evident către Nicolas, căruia să-i crească cota. Suntem astea până jos. Programele și picioare. Fiți atenți aici. Să pregătiți? Hai că mă urc. Ați văzut ceva ciudat? Da, înainte să se urce pe cântar la început etapei de slăbire a lui Ghidush, acum o lună și ceva, pentru o secundă, sus, dacă sunteți atenți, se vede foarte repede cum Nicolas îi pasează lui Ghidush un disc înainte de să urca pe cântar. Un disc de 10, poate 15 kg, 20. De o ia cântarul razna, deși la Nicolas când se urcase mai devreme nu o luase și nici la Ghidush n-ar fi trebuit dacă nu ar fi fost pasat discul între timp, că s-a adunat greutate peste greutate, evident. Și am vorbit cu Ghidush atunci și alaltăieri seară și mi-a zis că de fapt e vina lui și că își asumă că Nicolas nu are nicio treabă. Și l-am întrebat că ce, l-a obligat cumva să-i paseze discul, și a zis că da, că de fapt i-a zis ca să-i paseze discul doar ca să arate greutatea pe care o avea el când s-a apucat de treabă cu Nicolas și că o să-i explice într-un video. Așa că am așteptat să văd ce zice Ghidush. Și am zis că mă, oamenii merită a doua șansă. Deși la Ghidush, dacă îl urmăriți de ceva timp, știți că asta ar fi a 15-a șansă la el. Dar Nicolas chiar merită a doua șansă din punctul meu de vedere. Cred că doar s-a lăsat dus de val și am oarecum așa și o explicație pentru el la care m-am gândit, pe care o să vă zic imediat. Și a urcat el Ghidush un clip, un Q&A în care a explicat el care e faza cu discul. Dar de fapt ce să vezi, mănâncă rahat, și o să vă arăt imediat de ce. Și era inevitabil să nu mi se pună și această întrebare. Care a fost faza cu discul și cu cântărirea? Am văzut și eu o secvență din videoclipul respectiv și într-adevăr arată răuț.
Așa că prefer să lămuresc acum o dată pentru totdeauna această situație. Toți prietenii mei știu că nu sunt cea mai organizată persoană și când zic că nu sunt cea mai organizată, sunt cam cea mai dezorganizată persoană pe care o cunosc. Așa că până am reușit să mă văd cu Nicolas la sală, noi începusem deja planul alimentar de 2 săptămâni, chiar 3, timp în care eu slăbisem deja 10 kg, așa că atunci când am filmat, eu mi-am dorit să am kilogramele pe care le-am avut la începutul acestei colaborări de încă rahat că se apucase cu 2 săptămâni înainte de planul de a slăbi și că la început, înainte de plan, ar fi avut 137 de kilograme teoretic. Și practic avea 126 de kilograme. Ăsta e un clip în care Nicolas îl punea la treabă pe Ghidush, îl cântărește cu 2 săptămâni înainte, ba chiar în ziua respectivă Ghidush a și mâncat de la fast food și doar erau așa la discuții despre planul alimentar, că o să facă cumpărături zilele următoare, să. Deci nu avea, înainte de a se apuca cu Nicolas de treabă, 137 de kilograme, cât avea cu discul în mână. Și da, evident, puiul meu Ghidush și mănâncă rahat și a avut șansa să recunoască, dar a băgat altă minciună și mi se pare foarte, foarte parșiv. Urât. Dar pe Nicolas mă anunț să zic că nu l-aș fi crezut în stare și am și motiv pentru asta. Nu-l urmăresc, am auzit vag așa despre el, că știu că făcea clipuri cu 2 dintre Five Gangsters, cu Shelly și cu celălalt, generalul Five Gang, și nu l-am crezut pe Nicolas în stare pentru că omul e în domeniul de ani de zile și se vede că știe să facă treabă și să aducă niște nenorocite de rezultate și poate să strângă clienți. Că am văzut că oferă planuri alimentare pe Instagram și antrenor și poate să facă asta și fără să aburească lumea pe internet și să nu dea 2 fleme pe urmăritorii lui. Dacă vreți să vedeți un meal prep de genul de 4000 de calorii. Nu prea că ar fi dat în credibilitatea lui cu picioarele, doar pentru a crea o impresie falsă. De aia mi-am permis să zic atunci când am văzut clipul că, mă, poate e un pamflet, poate intenționat a pasat discul ca o glumă. Așa că mă uitasem de atunci de altieri în continuare la clip și mi-am dat seama că nu chiar a coborât atât de jos încât să-și păcălească urmăritorii, care mai mult ca sigur îl apreciau și aveau încredere în el. Au fost o grămadă de oameni în comentarii care a punctat faza minutul 1.05 și au zis că ce face? Pe bune că a coborât și racheta atât de mult și le-a șters comentariile și a șters și comentariile care le întrebau de ce șterge comentariile oamenilor care sunt curioși de ce a făcut porcăria asta. Și apoi a pus clipul pe privat și am salvat clipul de atunci când mi-a dat seama că o să se întâmple asta. Categoric doar au vrut să mint urmăritorii și să fac o impresie cât mai bună, clădită pe iluzii. Și cam așa ajungi când te învârți prin cercuri cu fel și fel de oameni din industria asta de influențăreală pe net, devii produsul industriei. Nu știu de unde a pornit chestia asta, cred că din validate pentru alții să arate Nicolas că el e mai bun și că poate să aducă rezultate mai bune decât alții, habar n-am, dar sunt convins că să ajungă unde acum a tras ani de zile și sună un corect, de-aia eu m-aș arunca dacă aș fi urmăritor de-a lui să-i dau a doua șansă, nu cum fac alții, că am văzut că sărisele de atunci în comentarii oamenii să zică că papa maestre, nu te mai urmăresc. Eu l-aș privi mai sceptic dacă aș fi urmăritor de-a lui, nu aș lua tot ce zice pe bună perioadă, dar i-aș da a doua șansă, că poate i s-a aruncat la cap și poate își dă seama că a fost parșiv și învață din asta, că ar fi păcat să-și strice reputația din cauza faptului că se asociază cu fel și fel de căpuși al industriei, care le influențează negativ. Poate să facă treabă fără să se asocieze cu oricine și să se lase influențat. Eu cred în tine, Nicolas, și chiar apreciez munca pe care ai făcut-o ca să ajungi unde ești. Dacă vreți să vedeți un meal prep, cam unde am dus greutăți în spate, dar eu le-am dus mai mult pe alea ale vieții. Uite, am făcut și o glumă la care se râdă puiul meu Ghidush. Ce să zic, urât, încă o dovadă a oamenilor care își proiectează mărdănia pe YouTube. Și da, ideea e să nu mai fiți crăduși și naivi, nu mai credeți pe ce vedeți pe net, mai ales pe la vlogări, că lucrurile nu stau cum le prezintă ei de fiecare dată. Da, ce să mai zic? Îl avem pe Ghidush aici și o să facem cântărirea, proba fizică și toate cele. Apreciați, trebuie să apreciați ce a făcut și cât a slăbit, deoarece chiar merită. Chiar...